Noi emoții pentru profesorii mureșeni. Aceștia au aflat sâmbătă, 19 iulie, rezultatele la examenul de definitivat, care a avut loc luni, 14 iulie. Examenul a durat 4 ore, iar proba scrisă a cuprins subiecte de specialitate, metodica predării, pedagogie și elemente de psihologia educației. Au fost prezenți la titularizare un număr de 230 de candidați, 123 opțiuni, notă de trecere. Nota de trecere în cazul acestui examen înseamnă minim 8. După afișarea rezultatelor, profesorii nemulțumiți au putut depune contestații la centrele unde au susținut examenul. S-au depus în cursul zilei de ieri un număr de 49 de contestații, care urmează să fie rezolvate în următoarele 3 zile. Abia pe vineri vom avea rezultatele finale, după care se vor distribui adeverințele care atestă promovarea acestui examen și cu asta examenul este finalizat. Dascălii nemulțumiți pot continua să depună contestații până miercuri 23 iulie. Examenul național pentru definitivare în învățământ s-a organizat la 136 de discipline. În județul Mureș, conform Inspectoratului Școlar Județean, procentul de promovabilitate este mai mare cu 2% față de anul trecut. La nivel național, peste 60% dintre cadrele didactice care au susținut examenul de definitivat au promovat, ponderea lor fiind cu circa 13% mai mare decât anul trecut. Nota minimă de promovare a examenului a fost 8, după ce Ministerul Educației a decis anul trecut mărirea acesteia cu un punct. Cadrele didactice care au promovat examenul național de definitivare au dobândit dreptul de practică în învățământul preuniversitar.